Dialogurile dimineții vă propun o introspecție în relația delicată cu Sfântul Protector, cel căruia ne rugăm mai abitir atunci când suntem la ananghie. Cum îl alegem dintr-un întreg sinaxar, cum ne rugăm lui, cum îl cinstim, despre toate acestea cu părintele profesor Constantin Coman. Fiți atenți! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem alături de părintele profesor Constantin Coman. Bună dimineața, părinte! Bună dimineața, domnul Răzvan! Mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi și încercăm să tâlcuim câte ceva din întrebările care ne frământă. Părinte profesor, vorbim astăzi despre Sfântul nostru preferat, despre Sfântul căruia ne rugăm cel mai des, la care avem o evlavie specială, căruia îi împărtășim necazuri, bucurii chiar, și pe care rugăm adesea să ne ajute. Care este relația noastră sau de unde pornește relația cu un Sfânt anume? De ce Sfântul acela? Da, îmi vine în minte un gând important, o pârghie esențială în relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii. Și anume, în special cu lumea lui Dumnezeu și a lumea Sfinților. Inițiativa nu ne aparține, ci aparține Bunului Dumnezeu și Sfinților. Deci cei care au inițiativa întâlnirii cu noi, lasă-i cu noi, nu suntem noi, ci sunt Sfinții. Dar, Părinte Profesor, nu suntem noi cei care ne alegem Sfântul? Sfântul ne alege pe noi prin voia Tatălui? Sfântul ne alege pe noi și vă și spun cum. Deci primul Sfânt cu care intrăm în legătură este cel căruia îi purtăm numele. Evident că nu suntem noi cei care îl alegem, ci sunt părinții, nașii. Și acolo este o taină. De ce se opresc părinții sau nașii la un nume sau altul? Acolo poate să fie bunul Dumnezeu, care anticipează foarte tainic și foarte înțelept o anumită relație, o anumită raportare a noastră. Eu port numele Sfântului Împărat Constantin. Evident că n-am fost conștient de lucrul ăsta până nu m-am făcut mare, am ajuns preot, am ajuns teolog și am început să mă gândesc de ce acest nume. Aveam și o raportare ușor critică. Sunt împărat Constantin, a fost un împărat, toate cele ale împărăției, ale stăpânirii, cu războaie, cu ucideri. Iar crime, da. Crime și așa mai departe. Nu ușor să duci, dar pe urmă mi-am dat seama când am ajuns și la Ștefan cel Mare, iată-l aici în spatele nostru în biserică, și la Ștefan cel Mare, care se înscrie în aceeași categorie, și când a început, vă amintiți, campania de critici, de cel... Foarte multe critici, da. Foarte multe critici, mi-am dat seama și când am înțeles și e Sfințenia, că Sfințenia nu este, în răsăritul nostru ortodox, Sfințenia nu înseamnă o sumă de merite pentru care cineva e răsplătit, nu. Și Sfințenia înseamnă pecetea dumnezeirii asupra respectivei persoane. Care pecete vine din rațiuni neștiute de om. Deci Dumnezeu lucrează printr-un om sau altul. Iată, prin Constantin cel Mare a lucrat oprirea persecuțiilor și întemeierea unui imperiu creștin, o perioadă de 1000 de ani de înflorire. Sunt foarte multe merite. Absolut, de înflorire a bisericii. Deci au lucrat. Prin Ștefan cel Mare știm foarte bine cum s-a lucrat. Pentru noi lucru sfânt, și e bine să lămurim asta pentru ascultătorii, telespectatorii dumneavoastră, lucru sfânt în răsărit ortodox, omul sfânt este cel care poartă peceta dumnezeirii, venită într-un fel sau altul asupra lui. Fie și datorită unei vieți ascetice, credincioase, disciplinate, care să curăță, dar primește Duhul Sfânt. Întrucât primește Duhul lui Dumnezeu, este sfânt. Nu întrucât a fost el foarte nevoitor. De altfel, de ce zicem lucru sfânt, lucruri sfinte, că acelea n-au merite lucrurile. Tocmai pentru că sunt sfințite, pentru că poartă pecetea dumnezeirii. Bun, lucrul ăsta e foarte, foarte important și întotdeauna statutul nostru de făptură, dacă am reflecta, am contempla minimal, minimal la existența noastră, de unde venim, cum parcurgem și unde ne ducem, am vedea că inițiativa nu este a noastră. Omul, inițiativa vine de la Dumnezeu, omul e chemat să primească, să răspundă primind invitația aceasta la existență, la anume parcurs existențial. Deci chemarea lui Dumnezeu, răspunsul al omului, cum spunea Părinte Dumitru Stăniloae, ce e timpul, distanța între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Dar, Părinte, de unde știe omul când este și cum este chemat de Dumnezeu? Domnul Răzvan, atunci să vorbim despre sfinți. Da. Eu m-am întâlnit cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare pentru că părinții mei și nașii mi-au pus numele. După aceea, am ajuns preot la o biserică închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Este o întâlnire?
Am slujit 40 de ani în această biserică. Pot să stau eu distant față de Sfinții Arhanghel Mihail? Nu. După aceea, am fost implicat oarecum în construirea acestei biserici închinate Sfântului Gheorghe Palama. Pot eu să stau departe de Sfântul Gheorghe Palama? Nu dau slavă lui Dumnezeu că m-a ales într-un fel. Și pe mine, între mulți alții, să fiu părtaș la această inițiativă. Lucrare chiar. La această lucrare. După aceea sunt, am fost, mai bine zis, profesor de exegeza Noului Testament. M-am întâlnit cu Pavel. M-am întâlnit cu Sfinții Evanghelisti, cu Matei, Luca, Marcu, Ioan. Pot să stau eu departe de Sfântul Apostol Pavel? Înțelegeți? Ia, niște sfinți care au intervenit în viața mea. Au devenit prezențe. După aceea, cu cel mai mare exeget din toate timpurile al Sfântului Scriptură, Ioan Gură de Aur, căruia, tot așa cu un grup de inimoși, i-am pus temelia unei biserici, dar care nu e încă construită. Cum au venit acești sfinți în viața mea? Au venit pur și simplu, eu cred, printr-o lucrare lui Dumnezeu. După aceea, iată, traducător, știți că și mai traduc, nu sunt un mare... Așa, dar prin natura lucrurilor. M-am întâlnit cu cuvioșul Iosif Vișihaștea, am tradus două cărți în limba română. Pot să stau departe. Am tradus Patericul tematic al egiptenilor și m-am întâlnit cu mari părinți ai pustiei Egiptului, cu Antonie cel Mare, cu Pahome cel Mare, cu Macarie cel Mare, cu Arsenie, cu Pimen, cu Alonie, cu Or și toți ceilalți. Bișoi. Poți să stai cu Pavel și Iosif, poți să stai departe? Nu. Și atunci vin sfinții la tine. Dar trebuie să fim atenți. Vin sfinții la tine. Dar noi, să luăm aminte, suntem datori cu răspunsul. A venit la tine, tu ce faci când a venit la tine? Și mai ales că, iată, suntem în necazuri, se întâmplă, nu cu mine, cu sora mea, nu cu mine, cu fratele meu, cu copilul meu, cu părintele meu, cu prietenul meu, și așa mai departe. Trecem prin perioade de criză, cum trecem acum. Nu ne aplicăm noi la rugăciuni. Pe ce sfinți vom invoca, domnul Răzvan, invoca? Pe cei care ne sunt aproape, întâi de toate. Sfinții în Biserica Săriteană ocupă un loc foarte important, știm. Calendarul nostru, în casa fiecărui creștin ortodox, este calendarul, cu sfinții din fiecare zi, nu-i deloc întâmplător. Noi ne întâlnim cu ziua și cu timpul prin sfinți. Aia e minunat. Dacă deschidem și o legătură oricât cu sfinții respectivi, vom vedea. Apoi avem mari sfinți ai veacului nostru, domnul Răzvan. Păi noi trăim o epocă de aur a creștinismului. Asimilabile secolului 14, da. Secolului 18, secolului 11, secolului 4. Și martiri și cărturari. Și cărturari. Și asceți. Asceți, oameni care au fost pe Dumnezeu. Păi numai la noi, Părinte Cleopa, Părinte Paisie de la Siga, Părinte Sofian, Părinte Arsenie de la Tegheru, Părinte Teofil, Părinte Dușoftei, Părintele Iachin, Părinte Dometie de la... Sunt foarte mulți, foarte mulți. Bine, poporul ne învață, poporul simplu are simțul sfințeniei. Ei merg la acești oameni și acum la cimitirul Părintele Cleopa, nu pentru ca să ia informații, ci pentru ca să ia sfințenie de la Dumnezeu. Mergeau să ceară soluții la ei, nu pentru că erau mai deștepți și mai culți, ci pentru că soluțiile lor nu veneau din mintea omenească, ci veneau de la Dumnezeu drăguțul. Cum știe el să le transmită? Deci, aia sfinții ne sunt. Noi, iată, împodobim biserică cu sfinți. E o căldură, o frumusețe. Intri în biserică... E tot cerul prezent. Absolut. Practic. Și simți nevoia ce simți. Dacă i-ai sfinții tăi, iată, intrăm în biserică, ai Sfântul Gheorghe Palama, nu mă duc să-l salut. Sfântul Gheorghe Pavel și Petru, nu mă duc să-l salut. Cuvioasa Paraschiva, care e atât de apropiată nouă. Sfântul Nectarie, iată, Sfântul Nectarie, a venit peste noi Sfântul Nectarie, prin Radu Vodă, prin Moaște. Moaștele sale sunt acolo, da. Domnul Răzvan, cine l-a dus pe Sfântul Nectarie? El a venit într-o perioadă care ne confruntăm, iată, cu boli, cu boala sa incurabilă, care e cancerul, și el se dovedește a fi un făcător de minuni în acest punct. A venit la noi și l-am îmbrățișat, ceea ce e un semn foarte pozitiv. L-am îmbrățișat și toată lumea știe că sunt în Nectarie acum. Sunt în Nectarie. Noi suntem un popor cu un dar mare de la Dumnezeu, și anume smerenia. Smerenia ne deschide darul lor celorlalți și nu ne închide. Omul care nu-i smerit se închide, nu primește de la ceilalți. Cine sunt ei? Ce suntem noi? Avem destule. Are suficiența de sine. Omul smerit nu are suficiența de sine și atunci îmbrățișează ce vine la celălalt. De la greci, de la ruși, și toți sfinții de la ruși, Luca al Crimeei, și de la Sârb, și Ignația Brancea din Lov, și câți, Nicolae Verimiru. Bogăția e foarte mare în acest Bogăția e foarte mare și îmbucurător. Așa.
Părinte profesor, aceste cuvinte le punem la inimă și sperăm să rămânem în continuare prietenii sfinților. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult pentru și eu mulțumesc participarea la emisiune. Dragi prieteni, o duminică binecuvântată!